Guvernul României a emis în ședința de ieri 19 decembrie hotărârea de alocare a fondurilor necesare construirii unui nou stadion în municipiul Hunedoara. Valoarea proiectului se ridică la 64 de milioane de euro, banii fiind alocați din bugetul Companiei Naționale de Investiții. Este cel mai mare proiect al municipiului Hunedoara și evident unul dintre cele mai mari din toată regiunea de vest ca și valoare financiară. Totodată primul stadion făcut de Compania Națională de Investiții în Transilvania și cred eu nu întâmplător în municipiul Hunedoara. Stadionul de la Hunedoara va avea 10.100 de locuri toate pe scaune, spații de cazare pentru sportivi, restaurant, cantină, coffee corner, parcări subterane și supraterane, sale de fitness și sale de forță multifuncțională, instalație de nocturnă, tabele electronice de marcaj și ecrane gigant, o suprafață de joc cu iarbă naturală, cu încălzire și drenaj, fiind o arenă clasificată în categoria 4 a UEFA, eligibilă pentru organizarea unor competiții europene de nivel ridicat. Cheltuielile de demolare a vechiului stadion vor fi suportate de către primăria municipiului Hunedoara și dacă nu vor apărea blocaje neprevăzute, lucrările la noul stadion vor putea începe în ultima parte a anului 2023, estimează primarul Hunedoarei Dan Bobouțanu.